dau dumneavoastră cuvântul, trebuie să vă aduc eu la cunoștință o problemă importantă. Pe data de 20, domnul Băianu Dumitru a înaintat către noi demisia din reprezentant, demisiile, numai puțin mă scuzați, demisiile din reprezentant al Consiliului Județean în două, în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Eficient pentru un Județ Curat și din Sănătate Asigurată prin Apă Curată. În aceste situații, eu trebuie să vă spun că am definitivat documentația pentru licitație în vederea colectării gunoiului menajer din județul Giurgiu. Am transmis-o ADI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, și pentru mine este foarte important ca această documentație să fie pusă în regim de urgență PSA, astfel încât procedura să demareze cât mai urgent. Pentru că noi trebuie să terminăm proiectul până la sfârșitul anului, da? Ca să nu ni se dea corecții sau, ce mai grav, să ni se impute tot. Această situație ne-a pus într-o... Aceste demisii ne-au pus într-o situație extraordinar de grea, pentru că totodată, domnul Băianu, înainte să-și bage demisiile, a convocat adunarea generală a celor două asociații de dezvoltare intercomunitară luni. Prima la ora 11 pentru un județ curat și a doua pentru apă la ora 12. În aceste condiții, eu vă propun următorul lucru și vă rog să dați tot concursul. Ca în data de luni, la ora 10, să convocăm o ședință extraordinară ca să putem să ne aprobăm în adunările generale ale celor două asociații reprezentanții. Va fi o ședință care va dura puțin, da? Atât la un județ curat cât și la apă, sănătatea asigurată prin apă curată, cât și pentru iluminatul public. Dacă tot facem, mai avem unde și-a dat demisia mai de mult domnul Meanu. Deci, cu această ocazie, vreau să și convoc ședința pentru luni, la ora 10, cu proiectele, poate mai apare, cine știe, ceva suplimentar până acum. Dar asta este obiectiv. La 11 este întâlnirea, prima, ADI-ul, și a doua la 12. Și normal, dacă venim la 10, în 10 minute terminăm și... Da. Vă spun de acum că am dat să facă proiectele, am propus pentru Asociația Management Eficient pentru un Județ Curat, pe domnul director Țone, care s-a ocupat cu groapa ecologică, da? Și pentru Sănătate Asigurată prin Apă Curată, pe domnul Stănișteanu, care este director în cadrul și are experiență destulă, care, doi oameni care eu cred că ne va reprezenta. Și la iluminatul public, tot un director din Consiliu, pe domnul Mardare Mico. Deci am propus oameni competenți cu abilități tehnice și... Da. Deci vă rog mult ca luni să dați curs solicitării mele prin care o să convoc o ședință extraordinară în vederea reglementării, pentru că rămânem, vă dau decât un singur aspect. Punem luni, că tot luni aprobăm documentația în AGA pentru colectarea gunoiului. A pus-o luni pe SEA și operatorii economici o să ceară clarificări. Păi dacă nu avem reprezentanți și nu, și totodată, de asta vreau să și ne punem reprezentanții, ca să putem să aprobăm în ședințele care urmează la 11 și la 12 și președinții celor două asociații de dezvoltare intracomunitară. Da, doamna Dobre. Aș vrea să putem să fim liniștiți, să plecăm un păcat sufletește, chiar dacă nu vreau să supăr pe colegul meu, pe domnul Dumitru, îmi cer scuze din de politică.
am citit cu mai mare atenție cererea domnului Tamașion. Vă rog frumos, în momente atunci când un om este bolnav și cere un sprijin, dacă nu este acordat atunci când trebuie, pe urmă degeaba mai acordăm. Cât se poate, am înțeles, dar cât a fost amânat. Dar rog frumos executivul să fie atent, să studieze încă o dată materialul și cât se poate... Nu, n-a fost la noi, nu l-am studiat. Acum îl verificăm. Poate îl punem, dacă el, verificăm și luni din ședință. Avem două, doamna, avem două, pe care le instrumentăm până... Da, mulțumesc frumos. Dar rugămintea încă o dată și rog șefii grupurilor de consilieri, în speță pe domnul Marciu și la noi pe domnul Gavrilă și pe domnul Ovidiu și la... PSRO, pe doamna, nu? A, la PPDD, așa, să mobilizați oamenii pentru ședință. Domnul Ovidiu. Dacă aveți materialele făcute pentru, și văd că aveți propunerile pentru domnul Stălișteanu și domnul Țone, de ce să nu facem acum, de ce să nu... Este ședință ordinară. Este ședință ordinară. Ce, nu avem... Da. Domnul Andrei Ovidiu. Vă rog. Am luat la cunoștință de... Puțină... Vă rog frumos, domnul. Puțină liniște, vă rog. Am luat la cunoștință de demisiile prezentate de către domnul Deanu din aceste ADI-uri. Totuși, rămâne un gol. Rămâne un gol informativ. Cu privire la ce s-a întâmplat, ceea ce am cerut, ca să ne informați pe toți, nu numai pe mine, cu privire la reducerea redevenței pentru groapa de gunoi. S-au pierdut sume importante. Cât? De când? Cât se va mai pierde estimativ mergând pe acea redevență și cine se face vinovat? Pentru că toate nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi lăsate așa, pentru simplu fapt, gata, am plecat, am închis ușa și la revedere. Deci vă rog frumos, domnul președinte, am cerut lucrul ăsta, cred că sunt 3 luni de zile de atunci. Da. Dacă vreți, o fac oficial în scris. Dar cred că este suficient înregistrat și prins în procesele verbale, și sunt și aprobate aceste procese verbale, ca să mi se prezinte această situație. Și nu mie personal, v-am spus, tuturor colegilor și în special cetățenilor. Pentru că la urma urmei, pierderea este a oamenilor, nu a entității Consiliului Județean. Mulțumesc. Trebuie să-i răspund și pe domnul consilier. Este o dezbatere grea și lungă. Dacă aveți răbdarea să vă explic, am să vă explic tot ce s-a întâmplat. Înainte să fie demarată procedura de achiziție publică, și aici mă refer la operatorul care a executat groapa ecologică și instalațiile de sortare și așa mai departe, toată documentația de atribuire, inclusiv proiectul de contract, a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Județean, din care eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați făcut parte. Totodată, prin acea hotărâre, vă rog, dacă suntem plecați, părăsiți, da, tot prin acea hotărâre a fost adoptată, aprobată redevența minimă anuală, în valoare de 1.271.000, dacă nu mă, acum vă spun din memorie. După ce documentația a fost pusă pe SEA, o firmă în speță, SC Iridex, din București, cred, care a fost și constructor, care a câștigat licitația în final, a solicitat, printr-o clarificare, modalități de reducere a redevenței anuale. Executivul de atunci, deci documentul prin care s-a făcut răspunsul este semnat de domnul Beanu, președinte, la data respectivă, și doamna Nina Carmen Crișu,
director al direcției juridice la data respectivă, a transmis acestei firme că redevența anuală stabilită prin hotărâre este aferentă unei cantități de 50.000 de tone de deșeuri menajere care urmează să se depună la așa, dar din care o parte din aceste deșeuri vor fi depuse la Glina și unde mai este încă și Chiașna, în județul Liviu. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să calculez o redevență unor depozite dintr-un alt județ, că nu am capacitate teritorială. Nu numai. Asta, domnul consilier Basanciac, poate să ne explice mai bine. Eu nu pot să reglementez pentru pentru alt teritoriu decât județul Giurgiu. Și nici dumneavoastră, Consiliul Județean, nu puteți să dați reglementări decât pentru județul Giurgiu. Și a spus așa, și în vederea reducerii redevenței, a modificat articolul 9 din proiectul de contract. În sensul că primele două articole au rămas identice, în sensul că redevența este cât se licitează, că trebuie să vă spun că redevența este un factor, era factor de evaluare. Da? Și cu cât era mai mare, cu atât punctajul era mai mare, deci erau avantajați cei care aveau un punctaj mai mare, o redevență propusă mai mare, și care se plătește trimestrial, în luna următoare trimestrului, pentru care se face plata până pe data de 15. Al doilea aliniat prevedea că această redevență se indexează conform inflației stabilită de instituțiile abilitate ale statului. Din punctul meu de vedere, acest proiect de contract, aceste prevederi erau corecte. Dar s-a mai introdus două aliniate noi, în sensul că redevența este aferentă unei 50.000 de tone, din care nu știu cât, parcă 15.000 de tone la Chiajna și încă Glina, nu Glina, Chiajna și tot din județul Ilfov, două localități, și restul pentru depozitul de la Giurgiu. Și aliniatul 4 prevedea acolo că redevența nu poate fi mai mică decât cea calculată pentru tonele care trebuie depuse la Giurgiu. Adică, dacă nu mă las memoria, 30 și ceva de mii de tone. În aceste condiții trebuie să vă spun că nici eu nu înțeleg cum a câștigat Iridex-ul, pentru că ei au făcut o ofertă mai mică decât redevența minimă, care era stabilită clar prin un articol special al hotărârii, și cei care au fost consilieri și aduc aminte, și dumneavoastră, domnul Vici, erați consilier atunci, parcă 1.271.000, da? Și după luni s-au judecat în instanță cu Ecosud, au durat 2 ani procesele. În final, Curtea de Apel București, prin hotărâre definitivă și revocabilă, a dat câștig de cauză firmei SC Ecosud, cred că tot din București. În aceste condiții, noi am fost obligați să încheiem contractul conform noului contract care a fost modificat, din punctul meu de vedere, ilegal, că trebuia prevederile privind redevența și contractul trebuiau modificate prin hotărâre de Consiliu atâta timp cât a fost aprobate prin hotărâre de Consiliu. În noile condiții, cum a fost stabilit prin documentația depusă pe SEAC. Și suntem în situația de a pierde cam 10.000 de miliarde pe an. 10 miliarde pe an la redevență. Vreau să vă spun că chiar suntem acum într-o dilemă, pentru că nu știm ce să facem. Aplicăm hotărârea de Consiliu sau aplicăm prevederile contractului. Eu deocamdată am aplicat contractul, urmând să lămuresc problemele mai târziu.
Deci, în mare, asta este problema. Vă rog. Domnul președinte, cele spuse dumneavoastră mi erau cunoscute ca și derulare. Într-adevăr, în luna, dacă nu mă înșel, prin luna noiembrie, nu mai țin minte numărul hotărârii, dar prin luna noiembrie anul 2011, a fost aprobat proiectul de contract, deci contractul cadru și cerințele din proiectul de sarcini cu privire la atribuirea, documentația de atribuire a acestei licitații. Că întâmplător Iridexul a fost firma care a construit această groapă de deșeuri, că a participat și la licitația pentru operator, asta mai puțin importă, dar modificarea unilaterală și fără a avea avizul deliberativului a cuantumului redevenței care a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu, iar contractul tot prin hotărâre de Consiliu a fost aprobat, mi se pare un abuz. Nu stau să instrumentez din punct de vedere legal. Problema este că s-au adus grave prejudicii și continuăm și persistăm în această eroare. Atâta timp cât o instanță a dat o sentință definitivă și irrevocabilă cu privire la procesul cu Iridex, prin care Iridexul au pierdut ca urmare a faptului că au licitat la nivelul stabilit de către președintele Consiliului Județean din acea perioadă și nu la nivelul minim cât a fost stabilit de Consiliu, mi se pare firesc să aplicăm hotărârile Consiliului. Respectiv, nivelul minim al redevenței aprobat de către Consiliu, precum și prevederile contractului prevăzute în proiectul aprobat de către Consiliu. Dacă a spus 10 miliarde pe an, asta înseamnă, în câte mi-a venit aminte, că se încheie pe o perioadă de 16 ani derularea acestui contract. Că sunt 3 module, parcă. Și asta înseamnă că 160 de miliarde să piardă Consiliul? Eu n-am făcut calculele astea. Păi, e simplu. Dar ce pot să vă spun este că firma care a câștigat licitația nu ce vină. Ea, când și-a depus oferta, și-a depus-o în baza unei documentații pe care noi am depus-o și am modificat-o pe seară. Și dacă aplică hotărârea de Consiliu și ne dă în judecată, 100% va câștiga. În același timp, și modificarea hotărârii de Consiliu este un lucru care trebuie să... Da. Eu să știți că chiar am vrut, la un moment dat, să dăm o hotărâre, să vă propun să dăm o hotărâre de Consiliu prin care să rectificăm hotărârea conform cu modificarea aceea, dar mi-a zis domnul secretar Dinu că nu mai pot să mai modific retroactiv o hotărâre de Consiliul Județean. Adică legal, nu cred că este. O modificăm, dar nu va avea efect. Adică eu am vrut să pun de comun acord hotărârea de Consiliu cu modificările care s-au dat prin clarificări. Păi, s-a spus că nu mai vreți să faceți acum ca să modificăm, într-adevăr, ca intenție, era o intenție. Zis că n-am avut, deci n-am avut intenția să fac rău nimănui și nici acum nu am intenția să fac rău. Și rezultatul era următorul, că de la data în la care se aproba acel proiect de hotărâre de Consiliu, nu s-ar mai fi considerat pierderi diferențele respective. Că... Da? Bun, și în situația... Mă deranjează faptul că dumneavoastră domnul Boierescu, în dialog continuu, ați vorbit în 7 segmente. Eu când am putut domnul Boierescu, vă închid microfonul dacă nu trebuie. Păi numai mie mi-l închid. Lăsați-l că, așa cum l-am lăsat pe domnul Buduru să-i cuizeze. Bun, lăsați și pe mine după aceea. 100%. Problema este, până la urmă, ce facem cu acea pierdere și cine să facem din aparte. Asta este, până la urmă, esența. Și ce? Dumneavoastră aveți obligația să remediați această problemă. Eu v-am informat. Gata, putem vorbi și noi, domnule președinte. Devenim toți complice. Nu numai eu. Putem vorbi și noi? Da. Vă rog, domnul Boierescu. Mulțumesc. După prima intervenție, că au fost cam vreo 7 sau până acum, vreau să ridic cuvântul și să spun că nu e normal să se vorbească atât din cât domnul director sau
Existirea probabil și a dat demisia nu este de față și domnul Ovidiu să insinueze că ar fi vorba de pierderi. De data asta, acuzele sunt directe. Pierderi, quantumuri, perioadă de contract și așa mai departe. Vreau să spun câteva chestiuni. În primul rând, noi l-am avut aici deci, pe domnul Beianu. Domnul Vince, haideți să-l ascultăm. Stați numai puțin, domnul Beianu. Vă rog frumos să lăsăm pe domnul Băiescu să exprime și după ce termină ce are de spus, vă dau cuvântul și fiecare face comentariile după propria lui conștiință. Vă rog, domnul Băiescu, vă rog să nu mai le întrerupeți și vă rog să fiți atenți, să nu mai vorbiți. Vă rog puțin mai pentru o chestie, de să discutăm despre o treabă. Eu cred că domnul Băiescu a fost director la lucrări. Eu nu știu. N-a fost director. A fost președinte. Deci eu aș vrea să am poziții de la domnii consilieri care în mandatul trecut au fost consilieri și cunosc speța. Domnul Băiescu. Domnul Băiescu, vă rog. Domnul Buduru. Lăsați-l să... Domnul, gata, sunt extrem de bine informat. Vă rog. Mă întreb ce altă poziție mai aveți pe chestiunea asta. Deci vreau să reamintesc prietenului meu, Ovidiu, că l-am avut aici pe domnul Beianu și nu a ridicat această chestiune. Deci când domnul care era cea mai în măsură să ne dea explicații, domnul Ovidiu a tăcut. În schimb, acum când nu e de față, vorbește. Pe de altă parte, dacă tot vom avea organizat o ședință extraordinară, e dreptul domnului Ovidiu și sunt sigur că toți suntem curioși ce s-a întâmplat în realitate. Nu să vorbim în spatele dânsului. De ce nu-l invităm să vină la ședință extraordinară și să ne explice? Văd că deja este instanță de judecată. Deci domnul Ovidiu știe cu certitudine că e vorba de pierdere. A și calculat cât bănesc că au fost niște raționamente la momentul respectiv. E normal să le aflăm. Vor să vină personal, vor să ne trimit o informare scrisă, dar nu e normal să vorbim un om în spate, care a muncit ani de zile pentru proiectul ăsta și pentru alte proiecte. Poate domnul Vidu are dreptate, poate n-are, dar nu se vorbește pe la spate. Că parcă deci, suntem copii la grădiniță. Deci, vă rog, în legătură cu speța care a ridicat-o, aveți ceva de comentat? Deci domnul Ovidiu, dacă l-a invitat deci, pe domnul Beianu de să fie lăsați. Informat... Domnul Băiescu, eu vă spun că domnul Beianu este major, e foarte bine pregătit, se poate apăra singur. Nu vă erijați în apărarea dânsului, că nu are... Nu pentru asta v-au ales cetățenii din județul Giurgiu, să vă erijați în apărători. Domnul președinte, haideți să vă spun eu că situația în felul următor. Domnul Beanu este președinte de partid, în timp ce domnul Ovidiu este lider în un alt partid și se apropie alegerile. Mie mai curând mi se pare o chestie electorală. Pe de altă parte, aș vrea să spun, să reamintesc consilierii care nu au fost, deși Ovidiu și Beanu s-au suprapus 4 ani în mandatul trecut și deja după atitudinea care o adoptă, e mai curând ceva personal decât vă, doamne... Domnul președinte, dacă nu aveți nimic, domnul Buduru, vă rog frumos că nu s-au întâlnit. Deci dacă nu aveți nimic de spus în problemă, speța asta, vă rog să încetați. Și cine? Da, domnul, va ataca, ziceți. Doar foarte scurt, dacă la replică. Mai stai, te rog frumos, ce domnule să dure. Interpelarea la adresa domnului Beianu a fost și în prezența dânsului și în prezența domnului director Țone și am cerut explicit aceste relații și la momentul... Nu, de domnul Băiești. Interpelarea a fost pe acel drum sau pe calea de acces. Dacă erați puțin mai atent, poate aflați și aceste lucruri, pentru că interpelarea a fost veche și în prezența domnului Beianu. Dar, nu, deci, domnul consilier, am înțeles. Și mai am o problemă vis-a-vis de moralitatea acestei intervenții. Domnul Mihnea. Vă rog frumos, lăsați să epuizăm subiectul ăsta și, urmă, discutăm și alte subiecte. Bine, atunci o să vă... Lăsați-mă să vă dau. Deci, ce vreau să vă spun și vă spun cu toată certitudinea. Dacă doriți, vă pun la dispoziție la ședința extraordinară de luni și copii după documentele care să ateste ce v-am spus. Pentru că nu poți să fii, nici copilul de grădiniță nu crede că eu calculez o redevență, să o încasez de la groapa de la glina. Deci aici este un lucru care pe mine acum mă pune și ce m-am informat, este corect. Eu sunt pus ca președinte, eu trebuie să fac acum factura, să încasez că am predat groapa operatorului. Și eu nu știu cum să fac factura. Dumneavoastră a zicat, vreau, e chiar corectă. Da? Dacă mai sunt alte... Deci data viitoare, pentru fiecare consilier, voi pune la dispoziție solicitarea de clarificare
proiectul de contract care a fost, hotărârea de Consiliu, răspunsul la clarificare, să vă edificați singur, să nu credeți că cineva are vreo... Mai ales că ați fost și consilier în mandatul 3. Păi, dar doamne, acum eu vă spun ceva. Eu am evitat tot timpul să fac această informare datorită faptului că sunt coleg cu domnul Baianu. Dacă a ridicat-o domnul consilier Ovidiu, nu am ce să fac decât să spun adevărul. Mai mult de atâta, ce să fac? Că dacă vă dezinformam, era și mai grav, da? Dar pentru... N-am terminat, domnul Bărescu, n-am terminat, te rog frumos. N-am terminat. Deci n-am terminat, da? V-am lăsat să vorbiți. V-am făcut și ordine. Dar nu mă întrerupeți. Deci nu mă întrerupeți. Normal că eu trebuie să vorbesc mai mult, pentru că conduc această ședință. Dumneavoastră faceți o acuzație. Eu cred că exact asta judecată ar putea să, vă, să se pronunțe. O să vă pun la discuție. Nu spun că e adevărat sau nu. Și o să ajunge... vorbiți în spate un om care nu-i de față. De ce nu-l invitați să ne informeze? O să-l invit. Da, o să-l invităm. Sunt sigur, toți sunt curioși. Dacă vrea să... Dacă, domnule, din moment ce... Deci dacă era, știa că astăzi avem ședință. Da? Nu este, ascultați-mă puțin, nu este reprezentantul Mustățea în președintelui în AGA. E reprezentantul Consiliului. Da? Dacă era un om, cum spuneți dumneavoastră, venea aici, da? Păi știți care este motivația pentru care și-a băgat demisiile? Că avem puncte de vedere divergente, noi doi. Trebuia să vină și să le spună aici. Domnul președinte, noi am avut o informație, o informare de la domnul Beanu, primită pe mail de fiecare consilier județean în parte. Eu nu cred că s-a ferit să dea explicații atunci când au fost cerute. Pe de altă parte, am list aici cu punctele pe ordinea de zi și nu se referă la acest punct. Ca să spuneți că domnul Beanu n-a venit, deși a zis că trebuie să vină. S-a închis. Păi s-a închis când vorbim noi, normal. El trebuia să vină să-și bage demisia în față consilierii. Nu uitați. Deci, domnul consilier, dacă tot ați ridicat problemele așa, nu uitați un lucru, că nu v-a lăsat să veniți la o ședință. Tot ca să stea și am zis, că noi rămâne domnul Beanu să ducă la capăt proiectele. Și când i-a dat proiectul și a băgat demisia. Domnule președinte, dumneavoastră acum spune și a citit pe presă. Domnule, nu m-a forțat nimeni să nu vin cândva și nici pe altcineva. Eram în sală, domnul, nu cu cine vorbește? Nu m-a forțat nimeni. Eram în sală, domnule, cu cine vorbește? Lasă-mă în pace. Dar de ce nu vorbiți cu ceilalți consilieri?